prima noapte de abuz... A devenit coșmarul vieții mele. Trebuie să mă duc și cu client să fac bani. Și în moment... puțin. Da. Care? Eu deja eram traficată. În care cei 37 de bărbați pe care i-ai avut într-o noapte aduși de soțul tău din acte, al cărui s-au nume... s-au transformat în sute. Am pielea de găină. Unde, Doamne Dumnezeului, sunt părinții tăi? Oamenii din primul au fost pe viață sau pe moarte? Sunt oameni care se nasc puternici, dar uneori viața îi aduce pe căi pe care poate că nu și-ar fi dorit. Dar asta nu înseamnă că ei nu rămân niște oameni puternici, care ajung la o vârstă în care înțeleg cu ce se mănâncă viața asta. Azi ne aflăm în oglindă, alături de Larisa Budnariu. O fată pe care o să o descoperiți altfel decât o vedeți la prima vedere. Ascunde o poveste demnă de roman. Și dacă îi spune că este de 3 ori femeie, poate că nu am greșit. Pentru că a trăit cât pentru 3 femei deodată. Bună, Larisa! Bună! E o poveste atât de încălcită, încât aș vrea să te întreb pe tine de unde ai pornit. De unde începe povestea ta? Sincer, dacă mă uit acum, nici eu nu știu, pentru că în perioada aia a fost efectiv un amalgam și în continuare este un amalgam de, din păcate, uneori nici autoritățile nu știu să îl descoase. Ce te definește pe tine? Dacă ar fi să te uiți în trecutul tău, care a fost punctul tău de cotitură? Ar fi 2. În momentul în care am aflat că sunt adoptată și am fost mințită cu teancul de acte în față și momentul în care tata a fost luat din casă și dus la penitenciar. Dar asta nu avea să fie chiar punctul tău cel mai important cu tatăl tău adoptiv, pentru că înțeleg că, de fapt, momentul în care el s-a întors din penitenciar, tu aveai să fii victimă. A devenit coșmarul vieții mele. Aș fi preferat să-l mai știu încă 10 ani acolo și să nu fi ajuns eu aici, decât să fi stat doar un an și ceva, să treacă prin ce a trecut el în penitenciar și să ajung eu taman victimă. Vreau să întreb dacă nu cumva în anul ăla și jumătate te-ai rugat să vin acasă. În fiecare secundă mi-era doi de el. Tata mi-era cel mai bun prieten. La tata puteam să plâng, tata m-a învățat că niciodată o femeie nu trebuie să accepte nimic din ce nu-i place din partea unui bărbat. Dacă mă supără cineva, dacă ridică mâna la mine, trebuie să acționez, îi dau cu capul în gură să n-aștept să mă lovească. Adică... Și totuși, el nu numai că avea să devină călăul tău, avea să devină, de fapt, omul care te arunca într-o lume, într-un șir al abuzurilor sexuale, care aveau, de fapt, să-ți fie definiție în viață. Puțin spus. Dacă am reușit să trec peste fiecare abuz al fiecărui străin din viața asta, peste abuzul lui n-am reușit să trec și nu cred că o să reușesc vreodată să trec. Pentru că el aici, cu toate că mi s-au întâmplat atâtea din plecând de la abuzul lui, încă are un loc. De fapt, tu îmi spui că deși îți e călău, iubirea ta pentru el rămâne neschimbată. Psihologii l-ar denumi sindrom Stockholm, dar nu. Eu sunt supărată pe el. Dar nu atât de supărată încât să știu că e semna următoare sentință. Pentru că deja e bătrân. Deja oamenii la o anumită vârstă nu mai conștientizează când sunt pedepsiți. Am bunica adoptivă din partea lui, bolnavă de demență. Lui bunica poți să-i spui că cerul violet, în 5 minute ai toate șansele să te creadă. Dacă el ai fi fost pedepsit când m-am dus să-l reclam, poate ar fi fost altceva și ai fi conștientizat că tu greșit. Dar acum e prea târziu. Acum când ți-l imaginezi, bătrân, bolnav, te încearcă milă, furie? Nici măcar. Crezi că înțelege ce a făcut? Nu. Și am dovadă că nu înțelege. L-am înregistrat a doua zi după ce am avut eu prima apariție televizată.
Și mă întreba, pe ce ai avut cu mine? Adică, după cât se poate observa, sunt o fiere destul de sportivă. Nimic din ținuta mea nu... Cum zice lumea, că vai domnule, că s-o îmbrăca, nu știu cum. Nu. Nimic din ținuta mea nu putea naște dorința de un bărbat. Tu te ascunzi în spatele hainelor? Nu. Adică nu epatezi cumva ca nu cumva cineva să abuzeze de tine? Nu neapărat. Dar, din păcate, trăim într-o societate care judecă femeia după haină. Da? Eu una, fiind răpită și de pe stradă, în training, pentru mine nu contează ce haine poartă o femeie. Dacă unui om cu ceva probleme e să pune pata, nu o să dea înapoi nici dacă ai fi fata aia într-o robă. Dacă îmi permiți, o să vreau să ne întoarcem la ziua fericită când tatăl tău ieșea din pușcărie. Tu, un copil adoptat în acea familie, cu o mamă care ar fi trebuit să fie sprijinul tău în viață, poți să-mi descrii ziua aia, casa în care tatăl tău s-a întors din pușcărie? În ziua respectivă țin minte că fusesem, abia se terminase faza cu evaluarea națională, trebuia să intru la liceu. Și eu personal îmi doream foarte mult design interior. Am vrut eu să devin designer. Și țin minte că îmi spusese doamna dirigentă că am toate șansele la media pe care o aveam să intru fără niciun fel de problemă. Și eram foarte fericită. Pentru că știam că o să aibă cine să bucure. Pentru că mama mea adoptivă și așa nu a fost niciodată afectoasă, niciodată nu mi-a zis că mă iubește sau dacă îi ziceam eu că iubesc, mă întreba ce vreau să-mi cumpere, ce am nevoie și așa mai departe. Eu una am avut afecțiune din partea bunicii și din partea lui tata. Dar și afecțiunea asta cum percep tu afecțiunea? Pentru că ea s-a transformat în... Nu știu, uitându-mă în spate, văzând câte chestii frumoase m-am învățat, cum m-am învățat când eram mic, îți bagă rămân undiță, bine, eu nu pescuiesc, adică... Așa. Dar lucruri care te apropiau de tata, ideea ta de familie, de... În momentul în care am văzut că afecțiunea mea către mama se transformă într-o armă împotriva mea și că pentru ea nu contează decât materialul, decât dulciurile și jucăriile, m-am reorientat către persoane care înțelegeau că am nevoie de afecțiune. Dacă o să te rog, îți aduci aminte, dacă poți. Prima noapte de abuz era noapte? Nu a fost noapte, a fost zi. Bunica era plecată cu cățelușa afară. A început ca, nu știu, discuții despre ce căți s-a citit el prin penitenciar, că nu știu care bogătaș al lumii a adoptat o fată, s-a culcat cu ea, i-a lăsat toată averea și chestii de genul. Eu am luat-o ca... Na, nu l-am întrebat dacă o nebunit, dar nici nu m-aș fi gândit că în următoarele 5 minute o să-mi zic că el a investit bani în mine atâți ani și trebuie să-mi dau banii aia înapoi, cumva. Adică ți-a cerut favoruri sexuale în schimbul... În schimbul tot ceea ce a făcut el pentru mine de când m-a adoptat și până în secunda aia. Și cum ai reacționat? Am început să țip la el, i-am zis că e nebun, am dat să plec din casă. Am avut cum prins la ușă, m-am trântit și-am făcut treaba. Și-a venit bunica. Și bunica m-a văzut că eram plânsă. N-am vrut să-i spun adevărul că... Ți-era rușine? Mi-era frică să nu mă renege și ea. În momentul în care ești crescut o viață întreagă, cu gândul că ai o familie, te trezești că nu-i familia ta. Vezi că după aia ți se scot ochii pentru faptul că cineva te-a îmbrăcat, te-a ținut în casa lui, să doarmi în patul lui și te-a hrănit cu mâncarea lui, ajuns să te simți singur pe lume. În momentul în care vezi că din toată coarda aia de adulți
indolenți și ipocriți. Rămâne o singură bătrânică. Bunica era 1,50 m. Bunica era singurul om pe care l-aveam și care mi-a fost alături. Numai eu știu ce coșmar am tras că tata a fost închis în pușcărie. Bunica a fost acolo tot timpul și nu vreau să o pierd. Știam că o să o pierd dacă o zi spun. Pentru că i-ai fi făcut ce eu făcut după aia. Ai fi internat-o la nebun și pe ea și pe mine și să termina totul. Și ai preferat să taci? Am preferat să tac. Cât a continuat relația asta abuzivă? Până în momentul în care i-am spus unui vecin. Știam că are un prieten polițist. Prietenul ăla polițist a zis că îmi trebuie probe. Bineînțeles, am preferat să fug de acasă. Și din nou, datul a dispărut, m-a luat, m-a dus poliția acasă, am făcut rost de probe. M-am dus să le duc la secția de poliție și m-a nimerit unul din prietenii vechei tatălui meu adoptiv. M-a bătut, m-a scos afară din secție. Mi-au făcut probele în ferveniță. Bineînțeles că am preferat din nou să nu mă duc acasă, iar poliția iar du-te acasă. Și atunci el deja era acolo. Următorul călău, primul traficant. Cel care ți-a fost și soț? Și care mi este soț, pentru că domnii avocați nu vor să bage în așa ceva. De fapt, tu ești doamna Budnariu. Da. Budnariu... Și mi-e rușine cu numele ăsta. Budnariu fiind bărbatul pe care tu l-ai privit practic ca fiind cel care te va lua din brațele unui abuzator, îți va da cât de cât o stabilitate, un echilibru? Nu. Știam din prima care-i scopul lui. De ce ai acceptat? Pentru că vreau să o taie pe bunica. Adică tu te-ai căsătorit cu cineva pentru că ai vrut să-ți protejezi familia adoptivă care pe tine nu te-a protejat. Am vrut să protejez pe bunica, dar situația a fost că noi am rămas acolo după ce s-a mutat el la noi acasă. Și a început un menajator din ăla foarte sinistru, timp în care trebuia să mă duc și cu clienți să fac bani. Și stai în moment... puțin. Da. Care client? Eu deja eram traficată. Așa a început traficul. Nenorocit a vrut să o ucidă pe bunica. I-am zis, stai, ce vrei să fac? Ce vrei de la mine? Păi tu trebuie să tu să-mi faci bani. Bine, mă duc eu să fac bani. Dar tu ce faci? Păi fac și eu bani. A fost simplu. Și pentru pur și că... simplu tu plecai de acasă? Da. Și luai clienți? Da. Clienții mi-i dădea el. El negocia? Da. Soțul? Da. Și tu te duceai cu acest bărbat? Da. 1, 2? Maximul a fost de 3,7. Într-o lună? Într-o zi. 3,7 de bărbați într-o zi? Da, două poști de câte 10 și restul la separeu câte 2, câte 3. Orgii sexuale. E foarte trist să vorbești cu lejeritatea asta despre faptul că 3,7 de bărbați împotriva voinței tale te-au abuzat într-o singură seară. Dacă nu i-au păsat mamei mele de mine, dacă nu i-au păsat tatălui meu de mine, mie nici mi-a păsat de treaba asta. De fapt, tu spui că nu-ți mai pasă? Ajunsesei la momentul în care chiar nu-ți mai păsa? Nici acum nu prea-mi pasă. De tine? Da. Și eu, în momentul de față, tot ce fac, fac ca să nu le permine medicilor ălora, după ce o să mă ucidă, să-mi danseze pe mormânt, să fie vesel că am scăpat și de asta. Cum au făcut cu Mihaela Miloiu. Și cum au făcut cu Florina. Eu nu vreau să permit așa ceva. În termenii pe care noi îi cunoaștem, se numește loverboy, nu? Nu. Dar în cazul tău nu a fost vorba despre un loverboy. Nu. Un loverboy e cel care îți oferă lumea pe tavă o anumită perioadă de timp, te face să crezi, vorbești în el, îți promite o viață fără griji, fără necazuri, îți împrumută părinții cu bani, îți dă tot ce ai nevoie la orice oră ai nevoie, te duce în diverse excursii și așa mai departe. La mine nu s-a pus problema. La mine, din primul, a fost pe viață sau pe moarte. Simplu. Și ai făcut doi copii cu el? Da, amândoi din violări.
că eu așa am ajuns să mă căsătoresc. Pentru că la un moment dat am rămas însărcinată. Maica mea adoptivă nu știa dacă este copilul lui sau copilul soțului ei. Bine, că ei nu-s căsătoriți legal. Copilul tatălui tău. Da, sau copilul lui, așa că ne-o dat în judecată să ne căsătorim. Și așa ai ajuns să fii căsătorit. Da. Pentru că mama ta adoptivă, care ar fi trebuit să te protejeze, te-a obligat într-un fel sau altul să te căsătorești cu omul care te trimitea după clienți noaptea. Da. Care e relația ta cu mama adoptivă acum? Sincer, în momentul de față e mai bună decât a fost vreodată. Acum? Da. Ai sentimente de ranchiună, de ură? Le aveai? Nu știu dacă am fost în stare vreodată să urăsc pe cineva. Sau dacă o să fiu în stare vreodată să urăsc pe cineva. Poți să te întreb ceva? Da. Noi ne naștem pe lumea asta sperând să avem copii. Da. Ne naștem să iubim. Da. Să-i ocrotim. Da. Sunt oameni care se duc până la capătul lumii și înapoi ca să aibă parte de un copil. Da. Unde, Doamne Dumnezeului, sunt părinții tăi? Unchiul meu mi-a zis că sunt nebună ca și mama și că ei n-au nevoie de o curvă ca mine, neamul lor. Da? Pentru că sunt oameni simpli de la țară care habar n-au cu ce să mănâncă lumea reală. Pentru ei femeia merită bătută. Pentru ei femeia merită... Nu. Trebuie să culce cu bărbatul când ordonă bărbatul. Pentru ei femeia trebuie să fie supusă. Pentru ei dacă unul îi spune lui nevasta du-te, te culci cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, femeia trebuie să execute. Nu spune problema. Tu ai copii? Da. Doi? Trei. Ai trei copii? Am trei copii. Știam de Valeriu, Andreea și... Darius Gabriel. Unde sunt? Doi, cei mari, în asistență maternală, pentru că altfel riscau să ajungă ei, așa, în locul mamei lor. Riscau ei să fie legați de calorifere pentru a fi cerută mama lor, la schimb. Și am preferat să ascult sfaturile autorităților. Du-te, ridică-te, când o să-ți fie ție bine, o să iei fără niciun fel de problemă. Dar iubești? Da, ca pe ochii mei din cap. Mi-aș da viața pentru ei. Cine o să îndrăznească vreodată să se atingă de fica mea cum s-o atins adoptivul meu sau nenorocitul ăla sau mai știu eu care, am învățat că ce au bărbații mai de preț poate fi scos cu mâinile goale. Cam ceva de genul. Ai scăpat de soț. Da. Dar n-ai scăpat de el, de fapt. Nu. Ai trecut mai departe la un alt bărbat. Nu. Nu. Cum ai scăpat de el? Unde se duce povestea de aici încolo? Povestea se duce în momentul în care eu, din banii de taxi de la clienți, de fapt stai, am născut. Al doilea copil. Nu, primul. Primul copil. Am născut. El s-a certat cu mama pentru 200 de lei făcuți de mine, nu știu de la ce s-au luat. Mama ne-a dat afară din casă. Noi ne-am mutat în niște ghetouri. În momentul în care noi ne-am mutat în niște ghetouri, eu mi-am făcut un plan destul de bine stabilit, după ce îmi bătesc băiatul, să mă duc în lumea laigă cu tot cu băiat sub braț. Dar deci ți-ai pregătit, practic, un plan prin care să scap de tot ceea ce ți-a făcut rău până la un punct. Da. Greșeala mea cea mai mare a fost că toate economiile le puneam într-un dulăpior, unde erau pampers și de rezervă pentru fiul meu. În ghetou. Da, într-un dulăpior, pampers erau frumos puși, ordonați și banii erau băgați sub un pampers. Uh-huh. Și în momentul în care el l-a tras, au căzut banii. Bineînțeles, bătaia a fost bătaie, dar problema s-a pus în momentul în care a luat copilul și a plecat, nimeni nu știe unde. Doamna care ne găzduia o suna la 112 atunci pe loc
Și a zis, nu vă supărați, avem o răpire de minor, uitați, mama minorului a fost bătută. Așa, doamna de la 112 a zis, doamna, dar știți, dacă sunt căsătoriți, are același dreptoi ca și mama. Așa că după 24 de ore vă duceți frumos la secția de poliție și faceți plângere. Bineînțeles, nu a trecut nici 12 ore, eu eram nagara în capul secției de poliție. Mi s-a zis, ok, căutăm. S-au apucat de dat telefoane, s-au constatat că cică soțul meu și copilul meu sunt la mama mea. Bineînțeles, fiind vorba de un copiluț mic, au fost nevoiți de intervenția de GSPC-ului și cea mai mare headshot pe care mi l-am luat vreodată, mama a semnat că îl ține pe el, pe copilul nostru și pe amanta lui, nu știu dacă și amanta lui era trecută pe așa, la ea în casă cu condiția că eu să plec. Și bineînțeles că ea fiind proprietară, da, polițiști de față, de GSPC de față, erau destui martori care să confirme faptul că ea a zis că nu mă acceptă. O lua frumos, ieși. Și unde ai ieșit? Înapoi în ghetou. Și din ghetou? Deșteptul lumii, în dușmânia pe care o avea el, că eu deja mă liniștisem, eram la locul meu, nu mai făceam nicio chestie, s-o apucați de pună plângere familiei femeii care mă găzduia în continuare pentru faptul că, vezi, dragă doamne, femeia m-ar trafica împreună cu familiei. Bineînțeles că am fost chemată la secție, am infirmat orice acuzații de genul ăsta, s-a constatat că femeia e liniștită la casa ei, dar în schimb, având în vedere că avea și ea la rândul ei 3 copii mici. Zic că, Larisa, îmi pare rău, dar în condițiile astea nu te mai putem ajuta. Pentru că, da, era lesne de înțeles că totuși într-un ghetou viața nu e ușoară și dacă s-ar fi pus vreun asistent din ăsta social în capul lui, nu ai fi ieșit bine pentru copii. Bun. Iar de aici avea să urmeze cea mai neagră perioadă a vieții tale, în care cei 37 de bărbați pe care i-ai avut într-o noapte aduși de soțul tău din acte, al cărui s-au nume... S-au transformat în sute. Da. Și-au urmat Italia, Germania, Albania. Invers. Și eu n-am fost în Albania. Îs rețele coagulate de diverse nationalități. Nu sunt familiarizat. Bun. Pentru că ar fi mult prea mult să vorbim de fiecare în parte. Aș vrea să vorbim despre ce face o femeie când ajunge pe mâna unui traficant. Tu și alte sute sau mii de femei care ajung pe mâna traficanților de carne vie pentru prostituție. Sunt sute de mii. Sute de mii de femei. Și cum le faci pe aceste femei? Ce le faci să îndure ca să ajungă să te urmeze orbește și să facă ceea ce tu vrei? Dacă vrei să fii băiat finuț, le ofer lumea la picioare, pe perioadă scurtă de timp. Bun. Le faci să depindă fie emoțional, fie financiar de tine. Și după aia le propui, păi da, uite, eu am un prieten care te-a na, uite ce combinații face, totul bine și frumos, mergem, stăm 2-3 luni, după aia venim acasă, ne facem casă, ne facem afaceri și o să fie totul bine. Dacă, în schimb, dai de... Asta e prima variantă. Da, varianta drăguță. Bună. Da. Dacă poate fi vorba despre așa. Da, deși nu poate fi vorba, pentru că dacă vorbim de fete cu principii morale, în momentul în care fetele ajung acolo, o să aibă șocul vieților. Și o să înceapă exact ca în posibilitatea 2, posibilități asemănătoare cu ale mele, în care ești bătută, ești călcată în picioare, ți-e amenințată familia, uneori se pun și în practică amenințările, sau în cazul în care ai făcut dragoste cu respectivul într-o noapte, te-o luat, te-o filmat și după aia te șantajează cu chestia asta, că lasă că trimit pe site-ul școlii, lasă că trimit pe adresa lui maică ta, lasă că ți le pun la ușă și așa mai departe. Varianta hard, dură. Cea mai hardă e aia cu luatul de pe stradă, adică gen ești recepționată pe rețelele sociale. Unuia cazul dintre, aproximativ. Unuia dintre traficanți îi place foarte mult de tine, dă ordinul, în maxim 4 zile ești acolo. Oriunde în lumea asta. Stai puțin. Da. Adică eu dacă aș avea o fată, da,
care ar avea un profil de Facebook. Da. Și un traficant de carne vie. Da. Observă. Da. El poate să ordone ca acea fată? Da. Pentru că vămile deja sunt plătite. Să dau bani grei lunar pe treaba asta. Procurorii ai toate șansele să zică ne pare rău, dar nu sunt suficiente probe. Iar poliția o să trântească pe aia că nu e de competența poliției, mergi mai departe, adică la DICOT. Și până să apucă săracul DICOT instrumentat cu un singur dosar, durează luni de zile, dacă nu chiar ani. Cum te-au obligat? Eu am înțeles o poveste, o am mai scris. Nu știu dacă poți vorbești despre ea. Înțeleg că ar exista o dubă. Da. Stil microbuz, micro ceva. Da. Aia în care se adună câte 10-20 de fete odată, de pe diverse puncte ale hărții din România și în momentul în care se ajunge la vamă, se dă plicul și o să trece. Și nu interesează pe nimeni că sunt majori, că sunt minori. Dar eu mă refeream la duba în care ar exista cioburi? Da. Aia e pedeapsa finală. Pentru că de acolo, dacă scapi, ori nu vorbești în vești de-a pură ce ai trăit. Dacă ești pedepsit cu chestia asta, e două mai posibilități. Fie scapi cu viață și taci toată viața pentru că ți este prea frică, fie dacă nu, în momentul în care te-ai abandonat în serpentine, în balta aia de sânge, te mănâncă animalele. Să explicăm oamenilor ce se întâmplă. Deci, există o dubă. Tu ești răzvrătită. Da, nu vrei să faci bani, ești reticentă cu clienții, ești reticentă cu traficanții, nu-ți faci target-urile o anumită perioadă de timp. Ba mai mult, eventual mai și ai clienților să cheme poliția. E, în momentul respectiv, dacă se vede că cantul de curea nu a funcționat, baia rece cu pătura în cap și cu cureaua nu a funcționat, tăiatul nu a funcționat, bătaia golănească nu a funcționat, îți sparge o ladă, două de sticle de sticlă într-o dubă, ești băgată în duba respectivă și ești plimbată prin serpentine. Iar în momentul în care ai scăpat de acolo, fie taci pe viață, fie mori acolo. De ce credeți că marea majoritate a victimelor ai traficului uman nu sunt găsite niciodată? De ce nimeni nu vorbește? Bună parte dintre ele arată ca mine. Au ba tăieturi, ba arsuri, ba urme de țigară, ba urme de canturi de curea, ba urme de bile prin cap, prin picioare. Dacă nu, unele chiar și urme de glonț sau nu mai au o mână, sau nu mai au un deget, sau nu mai au vârful nasului. Și pentru că societatea nu reacționează. Sau dacă reacționează, reacționează în număr mult prea mic ca să conteze unde trebuie. Dar știi că mulți nu știm. Da, dar în momentul în care apare una ca mine, unii preferă să-i pună eticheta de ască și ei o plăcut. Da, îi mirific. Hai locul meu să vezi, să te ia unul, să te tai, să-ți pună sare, sau să te bată cu cureaua, să văd, îți place. Sau să-ți paică capul, să te dea cu capul de beton. Sau să te bată golănește, cum vedem în filme. Ce înseamnă bătaia asta golănește? Adică tu ești jos și îți dau cu șuturile unde se nimerește. Că la față, că la cap, că la coaste, că oriunde. Da, și au și stilul ăla de pe cât plângi, pe cât dau ei mai tare. Pe cât plângi, pe cât dau ei mai tare. Uite, așa am învățat eu să vorbesc anumite chestii cu zâmbetul pe buzi. Pentru că la un moment dat, în cadrul unei bătăi de genul ăla, am început să râd. Pentru că am văzut că n-am nicio șansă plângând și spunând, au, mă doare. Auzi, Doamne, tu te ești nebună. Și m-a lăsat în pace, atunci. E șocul în care ți se povestește despre o lume. Adică am pielea de găină. Dacă are cineva nevoie de o pauză, să spună că nu e nicio problemă. Este informația mult prea dură
Și mă gândesc că dacă mie, povestindu-mi se, reușesc să am genul ăsta de reacție, nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă să le trăiești. Cum ai trăit tu și ce te-a făcut puternică? Că ești o supraviețuitoare până la urmă. M-am gândit tot timpul, cel puțin la când era băiatul meu mic, după ce l-a bătut taicăsul și mama mea adoptivă l-a dat în asistență maternală în primă fază, până să accept și eu situația când a început procesul. A fost gândul că o să vină ziua în care eu o să fiu un om realizat. O să mă întorc la școală, o să-mi văd treaba mea, pentru că eu totuși, ca olimpic, înseamnă că am un fond bun. Și mă gândeam deci cât... tu ai fost un copil olimpic. Da. Mă gândeam cât de, nu știu, na, copil de 17 ani, cât aveam atunci, 18-19, mă gândeam cum, cât de frumoasă o să fiu la 34 de ani și fiul meu la 17, să mergem împreună în club, da, și să fiu prietena lui. Eu una nu vreau să fiu mama copiilor mei, eu vreau să fiu prietena lor. Eu la mine în casă, pentru că o să vină ziua în care o să iam lângă mine, la mine în casă o să fie bălci, plin de copii. Avem cărți, avem PlayStation, avem jucării, avem carioci, creioane, cine vrea colorează, cine vrea desenează. Când o să fie copiii mei adolescenți, o să le zic, vreți țigări? Aveți pachetul pe masă, nu mi-vă duceți afară, mai bine stați, fumați o țigară în casă. E foarte importantă chestia asta, cu toate că aș prefera să nu fumeze. Eu, ca fumătoare, apucându-mă de fumat la o vârstă fragedă, nu pot să zic că, băi, știi ceva? Nu. Vrei să fumezi? Ia și fumează, dar fumează în casă să te văd eu. Vrei să bei o bere? Bine, du-te sau mă duc eu, că n-ai voie să cumperi alcool la vârsta ta. Îți cumpăr eu o bere, dar îmi stai în casă. Vrei să aduci prieteni acasă? Uite, ai două, trei camere. E foarte frumos că ai vise. Sunt visele tale când pui capul pe pernă. Da. Dar în același timp, ce nu știu oamenii, e că ești prima femeie care a cerut Parlamentului României, printr-o petiție, să fie omorâtă asistat. Da. Ți-ai cerut statului în care trăiești să te lase... Să mor. Să mor. Da. Pentru că mă săturasem de amenințări, mă săturasem de noi de competența poliției. Ne pare rău, dar nu constituie infracțiuni în condițiile în care eu eram amenințată cu moartea. Mi se trimiteau poze cu mine în timp ce unul urina pe mine, care fac parte dintr-o filmare nerecuperată de autorități după aproape 3 ani. Bine, la momentul respectiv erau aproape 2. Da? Fiind răpită de pe stradă, încerc să contactez poliția, mi se spune că nu căutăm, doamnă, toate răpitele. Apoi, mă, ierte Dumnezeu, da? În condițiile astea, stai statul, ai grijă de copiii mei să nu ajungă ca mine și lasă-mă să mă duc în lumea mea. Și da, petiția respectivă a avut un foarte mare impact, pentru că a fost o zdruncinătoare pentru ei. Pentru că și-au dat seama că ceva nu fac ok. Sună șocant. Eu, cetățeanul Budnariu Larisa, cer Guvernului României să-mi aprobe cererea de sinucidere asistată. Corect. Și tu mai spui că, de fapt, pentru tine moartea este ultima ta problemă. Acolo e liniște. Acolo nu stau cu stres. Băi, dacă mă răpește cineva astăzi? Băi, dar dacă azi îmi taie unul piciorul? Că am avut și de astea pe stradă. Da? Am avut și de-astea pe stradă. Da? Dacă îmi tai unul piciorul, da, dacă îmi tai o mână, da, dacă îmi dă cu ceva în cap, da, dacă mă răpești iar, da, dacă îmi zici poliția iară că nu căutăm, doamnă, toate răpitele. Da, da, lăsați-mă, frate. Este cineva în lumea asta care te iubește? Te sună cineva să te întrebe ce faci? Dacă mai ești în viață? În 2018 am avut parte de ultima răpire tip plată mafiotă. Ce înseamnă asta? Adică o răpire din aia în care ți se dă cu scândura în cap, ești tăiată, ești împușcată cu bile și mai pățești o grămadă de alte chestii. Ești băgat într-o poștă, filmată, șantajată, după aia surinează pe tine. Bun. Eu aveam un prieten, simplu prieten.
Da, abia-l născusem pe cel de-al treilea copil. Și cu tatăl celui de-al treilea copil și în ziua de azi suntem în relații foarte bune. Dar în momentul în care am fost răpită, a început să ploaie cu mesaje de pe telefonul meu. Cu ești un boșorog. M-am folosit de tine pentru bani. Aceleași mesaje trimise și mamei lui. Că hodorago, că m-am folosit de ficioai tu, că uite ce casă ai tu la țară și în fine. De fapt, încearcă să îndepărteze cumva de familie și da, de toți cei care te iubesc într-un fel sau corect, alt. Dar problema s-a pus că la prietenul ăsta care este, era pe atunci puțin mai deosebit, nimeni nu și-o dat seama ce este între noi, pentru că nu eram atât de apropiați încât băiatul respectiv a fost la ziua fostului meu, da, la tatăl celui mic, la ziua de naștere. A fost la ziua mea de naștere, a fost la maternitate când l-am născut pe cel mic. Da, adică era o relație din asta foarte închegată, dar fără niciun fel de nimic. Ca să înțelegem și despre ce fel de persoană este vorba, este vorba despre un băiat a cărui părinți au murit amândoi de cancer. Adică acolo există un suflet puțin aparte și care, pe care l-am cunoscut prin intermediul unui om lângă care eu am crescut cumva. Adică era omul care îmi deschidea ușa de fiecare dată când n-aveam fie unde să pun capul pe pernă, fie aveam nevoie de un stilou pentru la școală, fie chestiuții din astea mărunțele. Și la noi inițial a fost chestia, băi, ne vedem, bem o cafea, mergem la tine, mergem la mine, discutăm, el și pe Marius, hai să mergem, hai să facem, ne plimbăm, nu știu ce. Și plus că la un moment dat îi spusesem de proces. Și zic, băi, în cazul ăsta, ca să nu fie, să nu fie în pericol, te iau eu seara, te duc la muncă, dimineața vorbești cu Marius să te aducă de la muncă. Și așa au fost cam un an de zile. În momentul în care am dispărut, era vorba ca în ziua respectivă, după ce luam laptele praf pentru cel mic, după ce, să ne vedem, pentru că era ziua noastră specială de dus mâncare, că pe atunci duceam mâncare oamenilor fără adăpost, când și cum puteam. Pentru că, na, abia născusem copilașul mic, multe cheltuieli, abia mă întoarsesem și la muncă, adică erau niște chestii care nu îmi permiteau efectiv financiar. Iar noi trebuia să ne vedem. Și el știind chestia asta, dimineața pe la 10, a început cu mesajele, păi ce faci? Ai dormit? Ai terminat? De ce nu răspunzi? Asta în prima zi. A doua zi, măi, te-am supărat cu ceva. Larisa, te rog, răspunde. Și așa o ținut tot timp de 2 luni jumate cât am fost eu sechestrată. Unde? Pe telefon, pe mesaje. Nu, pe... unde ai fost sechestrată? Unde într-un erai? Bloc din Iași, la etajul 6. Și ce făceai acolo? Eram violată sistematic, eram tăiată, mi se dădea foc, eram împușcată cu bile, devenisem un soi de mapeț. Așa, s-aduceau clienți. Tu stai seama cât de ușor vorbești despre da, asta? Știu. Că faci o enumerare da, de lucruri teribile da, și treci da, de la creioane, da, universul tău al copilăriei, da, la am și viol, acum creioane și o agendă și o stilou pe care le-am primit cadou de ziua mea, în gentuță, dacă vrei. De fapt, tu ești un copil da, care nu și-o trăie copilăria. Crezi că o să recuperezi vreodată inocența aia copilăriei? Să da, pe asta n-am pierdut-o. O ai în tine? Da. Speranța? Da. Că poate dacă nu o să fie mai bine, nu o să fie nici mai. De fapt, ai trăit atât de rău, zici tu, încât mai rău nu se poate. Am trăit suficient de rău încât... dacă ar fi mâine să mor, pot să scriu o istorie întreagă despre cum să evit să fie traficată fără să clipesc. Poți să întreb ceva? Da. Curiozitate. Mai ales că mi se pare că ești foarte asumată în tot ceea ce ai făcut și deschisă în a povesti. Pentru că poate cineva învață ceva din ce ai trăit. Povesteai la un moment dat că te aflai în Italia. Da. Unde acolo... era un pic diferit, în sensul că nu doar că erai pusă să te prostituezi, ci erai ținută într-o cameră închisă
Întunecată. Garaj. Într-un garaj. Garaj transformat în ceva cu ceva. De ce nu înțeleg eu? Nu. Cum un bărbat găsește plăcerea? Nu simțeau că ești o victimă? Nu le pasă. Nu le pasă. Dar ei au casa, au frustrările lui cu nevestele, cu iubitele, alea nu fac ce trebuie să facă o fată care e prostituată. Sunt unele că eu uneori, cu toate că n-am o mare simpatie pentru doamna Dana Budeanu, dar câteodată chiar le spune bine. Eu nu fac aia, îmi fac tu, dar eu cum fac eu așa ceva? Păi frate, stai o leacă. Tu ai pretenții, tu vrei să fii tratată ca o prințesă, dar tu pe ăla îl tratezi ca pe ultimul om. Da? Tu ăla nu-i dai voie să speli, adică îți duc oamenii în delegații, că am avut câteva chestii la care m-am crucit, pentru că, indiferent cât eram eu de rea, la un moment dat aveam momente în care căutam oameni pe umărul cărora să plâng. Da? Și am găsit trei tipologii diferite de oameni, printre care un medic, un profesor și un șantierist. Da? Trei tipologii, trei studii diferite, trei orice diferite, da? Toți trei aveau ceva în comun. Femei ce? Foarte posesive. Mm-hmm. Femei care le controlează telefoanele, care la 3 dimineața stau și le caută prin mail-ul, îți vadă cu cine au vorbit, stau și le controlează rețelele sociale. Dar ce e asta? O relație se bazează pe încredere, în primul adevărat. Rând. Dar să ne întoarcem la garaj. Da. Cum intră? Știindu-te că ești absolut o victimă. Nu le pasă. Sunt frustrările lor prea mari de acasă. Dorința lor de răzbunare pe femei, știind ce au acasă, este atât de mare încât pentru ei una ca mine este o satisfacție în plus. Că nu o nimerit-o pe una care să-i geamă, o nimerit-o pe una care să-i plângă. Adică tu vrei să spui că ei veneau pentru că tu plângi? Asta odată. Dar veneau pentru că simțeau durerea aia, simțeau femei distruse, simțeau femei obligate să facă treaba asta. Și pe cine interesează asta? Există oameni cărora le place asta? Da, există oameni care sunt dispuși pentru o noapte cu o tipă care plânge să plătească și câte 3-4 mii de euro. Adică această adrenalină? Da. Ce fel de lucruri ți s-au cerut să faci? O să zic strict chestia din ziua în care am reușit să fug din Germania. Pentru 1200, aproape 1200 de euro, am fost nevoită ca în timpul unui oral să înghit urina. Mi se pare că sunt lucruri în viața asta care țin de domeniul psihiatric. Eu cred că în momentul în care există doi oameni care sunt pe aceeași foaie, în sensul că eu propun și tu accept și avem aceeași fantezie, este în regulă. Dar în momentul în care tu iei un copil, erai un copil și îl pui să facă lucruri de genul ăsta, te gândești că-s monștri. Ei doar s-au iar adaptat. Eu vreau să-mi cer scuze pentru toți monștrii care ți-au trecut prin viață, pentru că eu nu cred că viața e despre asta. Știi care e problema? Dacă ești crescut de o regină, devii un prinț. Dar dacă ești crescut de o buruiană, la rândul ei te transformi în buruiană. Tu ești o buruiană acum, crezi? La rândul să te transformi într-o buruiană. Nu, monștrii de care zici tu, bună parte dintre ei au avut probleme foarte grave în familie. Da? Dacă măcar 1% din bărbați ar avea mame dedicate, prietene care să-i învețe, mami, nu este frumos să dai într-o femeie
o femeie nu este un obiect. O femeie trebuie tratată exact cum ai vrea tu să-ți tratezi cineva fica. Dacă mamele și-ar educa copiii în stilul ăsta și dacă tații n-ar mai interveni cu știi ceva, orice femeie care îți place trebuie marcată. Cum adică marcată? Adică să faci sex cu ea. Ah, ok. Da? Dacă noi ca oameni adulți ne-am implicat în viața copiilor la nivelul la care să ne cumpărăm la mintea copiilor, mie e mult mai ușor și o recunosc. Da? Lumea ar fi un loc mult mai bun. Pentru că totul începe undeva în copilărie. În copilărie îți creează un declic. La mine declicul cu hrănitul oamenilor fără adăpost se trage datorită faptului că eu trebuie să dorm cu oamenii fără adăpost și că au fost singurii care familia mi-au întins o mână. Un soi de familia ta? Da. Un soi de familia mea care m-a iubit și nu m-a vândut când i s-a oferit ocazia. Facem chestia asta pentru că emisiunea asta se numește În oglindă. O să vreau să ne imaginăm împreună această oglindă. Vreau să nu te vezi pe tine cea de azi. Că știu că este greu, pentru că vezi tot ce a trăit Larisa, nu Budnariu. Larisa. Și vreau să ne întoarcem la Larisa în copilăria ei. Și să vorbim un pic cu ea. Putem să o susținem? Să-i spunem că o să fie bine până la capăt? Poate dacă Larisa n-ai fi crescut între niște beții vânători, ai fi crezut că totul va fi bine. Dar așa, au văzut cele mai multe fețe ale oamenilor. Pentru că prietenii din partea familiei adoptive, cel puțin după ce am început să ies public, am început să mă acuze că sunt un copil viciat și că am fost un copil viciat. Păi eu ce exemplu să iau, frate, că la mine îți dădeau petreceri cu adulți în sutiene, cu femei în sutien și cu dansuri din alea lascive, de în momentul de față nici fetele care fac twerk pe TikTok nu întrec petrecerile alea. Da, și eu trebuia să stau închis în cameră la mine cu bunica, pe atunci nu aveam nici televizor, nu aveam voie să aprindem becul, că scuns-mă curentul. Larisa e foarte bine. Ei da câteva sfaturi Larisei? Da. De fiecare dată când i se pare că ceva nu e regulă, să acționeze ca și până acum. Ai schimbat ceva? Da. Aș începe să tai în carne vie acolo unde nu-mi place cum miroase. Nu la propriu, la figurat. Viitor? Există speranță acolo? Eu vreau criminalistică și psihologie. Vreau să nu mai văd fete suferind ca mine. Vreau să nu mai văd cazuri ca Mihaela Miloiu și ca Florina, ca Alexandra și Luisa. Nu vreau să mai văd asemenea cazuri. Eu mă iau și mă extrag din toată ecuația asta și rămân simplu observator. Dar vreau să nu mai văd asemenea cazuri. O să te rog dacă n-am spus ceva, dacă vrei să completezi ceva, dacă vrei ca lumea să știe ceva, ăsta să fie momentul tău de final. Acolo este o cameră. În momentul în care oferiți libertate copiilor pe telefoane, aveți grijă și ce accesează ei pe telefoane. Atât de multe fete pică pradă traficului de carne vie din cauza tehnologiei, încât nici nu vă puteți imagina. Băieții sunt primele victime pentru a deveni lover boy. Aveți grijă de copiii voștri. Iar tu de tine. Da. Îți mulțumesc din suflet, Larisa. Cu mare drag. Azi în oglindă am aflat că de fapt oamenii pot avea și fețe hâde. Se pot transforma în monștri și pot răpi vieți pentru totdeauna. Vă mulțumesc!